Eu cu doamna Dite Dinez vreau să... Suntem o frații. Să știți că și la îndemnul dânsei, cred că m-am ambiționat să fac câte ceva pentru zona asta. Mi-a fost frică să nu mă critice. Am glumit, să știți că eu o fac din suflet. Noi avem multe hotărâri, să ne ocupăm de comună, să facem drumuri, să mai facem câte o școală, dispensar, mă rog. Dar ne ocupăm și de partea asta de imaginea comunei. Și uitați ce zice hotărârea. Se acordă titlul de cetățean de onoare a Comunei Corneliveanu jurnalistei Dite Dineț pentru activitatea de promovare turistică, socială și culturală a Comunei Corneliveanu, județul Caraia Severin. Mulțumesc din suflet. Încă nu vine să cred că se întâmplă lucrul ăsta. Sunt emoționată foarte tare. E o bucurie extraordinară, dar să știți că ăsta nu e meritul meu, ăsta e al dumneavoastră. Pentru că cel mai mare dar pe care mi l-a dat Dumnezeu a fost acum 12 ani, cred, când am urcat pentru prima dată aici sus. Și să știți că fiecare zi mi-e luminată de amintirea dumneavoastră, de locurile astea. Am învățat atât de multe lucruri de la dumneavoastră. Cel mai de preț lucru, Dumnezeu, simplitatea și să umblu prin pădurile astea. Deci să mă iertați că am chiar lacrimi și în suflet și în ochi. Nu știam nimic. Vă mulțumesc din suflet. E o mare onoare pentru mine.